Salut! Sunt Otto de la Miere TV iar astăzi s-a terminat săptămâna 14 din sezonul 4 din Otto Slăbește. Urșimei, bine ați venit la singura transformare live de pe tot YouTube-ul, singura transformare documentată în care vă prezint în timp real fiecare săptămână, vă arăt toate mesele pe care le-am mâncat în fiecare săptămână, vă dau o grămadă de sfaturi pentru a avea o viață mai sănătoasă și pentru a slăbi, pentru a pune masă musculară, pentru a putea realiza și voi o transformare corporală poate chiar mai șmecheră decât Mea. O vom lua în ordine cronologică exact cum v-am obișnuit, vă veți lua doza de motivație și de inspirație din toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, iar apoi ne cântărim să vedem împreună câte kilograme am, dacă am reușit să mai slăbesc sau m-am îngrășat. Haideți să intre mesele să vedeți ce am mai mâncat săptămâna aceasta, să vedeți tot ce am făcut și apoi ne revedem cu cântarul oficial și să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața! Începem săptămâna 14 din singura transformare live cu o linguriță de păstură. Mhm, mm foarte bună, aici am făcut o cafea Jacobs, naturală, o să punem o linguriță de miere, din asta premium, pentru că îmi place cafeaua dulce și mierea este foarte bună, are mai puține calorii decât zahărul, ne ajută să ne ținem pofta de dulce sub control și are o grămadă de proprietăți pentru corpul uman și de beneficii. La fel și păstura, peste câteva zeci de beneficii au împreună mierea și păstura. Dacă nu știți, căutați pe Google și veți vedea acolo pentru ce sunt bune. S-a făcut ora 1, ori și mei, avem aici o ciorbă de dragavei, făcută de săptămâna trecută, trebuie să o mâncăm. Avem două bucățele de carne din asta de porc. Nu este o carne tocmai ideală pentru că este destul de grasă, dar mie mi îmi place foarte mult și oricum nu mănânc grăsimi, așa că îmi permit să mănânc și carne din aceasta mai grasă. Avem pâine neagră de data asta, de la Velpitar. Avem două felii de pâine, da? Și cam asta o să fie masa mea, prima mea masă, ca să zic așa, micul dejun. Și apoi ne băgăm să facem prin curte niște cardio. S-a făcut ora 5, iar acum voi mânca un castron din asta mare de pepene. Avem aici vreo 600 de grame, 700 de grame de pepene roșu. Peperele este foarte bun, are 30 de calorii pe 100 de grame, puteți mânca foarte mult și nu vă veți îngreșa pentru că are foarte multă apă. Fructele în general au peste 90% apă, de aceea au și puține calorii. Trebuie să mâncați mai multe fructe, pentru că ia uitați, mâncați cantități mari, luați foarte puține calorii și vă țin de foame. Aveți mereu stomacul plin, da? Am întârziat puțin cu masa asta pentru că tocmai ce a venit un client la mine din Dâmbovița, un băiat foarte de treabă, Marius, te salut cu ocazia asta, știu că te uiți la clipurile mele. Ți-am făcut aici și planul alimentar, trebuie să-l editez acum și să ți-l trimit pe WhatsApp. Să-l scriu, adică pe WhatsApp să ți-l trimit, nu să-l editez. Sunt sigur că vei reuși să slăbești. Trebuie să ai mai multă încredere, să mănânci mai multe fructe, pentru că acestea sunt foarte bune. Și toți care vreți să slăbiți, trebuie să mâncați mai multe fructe și mai multe legume. Și să evitați zahărul și grăsimile. Și bineînțeles să faceți mai multă mișcare, să fiți mai activi, nu trebuie să faceți mișcare foarte grea. Dacă vreți să puneți masă musculară, faceți o oră de antrenamente cu greutăți pe zi și încă o oră sau două ore de activitate cardio, moderată, joasă, cum ar fi mersul pe jos, exact cum fac și eu. Pentru că într-o oră de mers pe jos ardeți 250-300 de calorii, adică mai mult decât ardeți la antrenamentul cu greutăți, da? mi am făcut testul covid și lor, ia uitați, este negativ, s-a făcut decât o linie aici la C lui ce asta înseamnă că sunt negativ. Deci am făcut testul pentru că mâine trebuie să mă imunizez, trebuie să-mi fac vaccinul și cu o zi înainte este recomandat să-ți faci testul pentru a fi sigur că nu ai virusul. Nu este ok să ai virusul atunci când te duci la vaccin. Și este recomandat să vă faceți testul înainte de vaccinare cu o zi, da? Așa că mâine la ora 3 o să mă duc să-mi fac vaccinul. Nu prea îmi plac acele dar asta e trebuie să facem și test și vaccinul ăsta. S-a făcut ora 8 lor avem aici spanac, cred că este ultima porție sau printre ultimele porții. Mai e o porție cică, poate o tata. Ia uitați aici, avem vreo 5-600 grame de spanac. Nu prea a fost poftă astăzi de mâncare, iarăși, extraordinară așa ceva. S-a făcut ora 8 și am mâncat decât ce-am mâncat niște pastore de dimineață, o ciorbă, niște pepene și de-abia acum la ora 8 iau următoarea masă. Am făcut și astăzi vreo două ore de mers, a fost o zi foarte bună, am făcut și planul alimentar pentru un client. Aici lângă o să mâncăm cu niște salată din asta de sfeclă, de fapt e sfeclă din asta așa tăiată de la borcan și două feliuțe de pâine, din asta neagră de velpitar. Poftă bună vă orez tuturor, nu uitați să mâncați cât mai multe mâncăruri din astea gătite sau legume, nu neapărat mâncăruri gătite. Legumele sunt foarte bune, fie că sunt murate, fie că sunt gătite, fie că sunt fierte, fie că sunt la cuptor. Cum vă plac vouă, nu mai mâncați, fraților, legume pentru că au foarte puține calorii. Găsiți-vă o modalitate să mâncați cât mai multe, pentru că așa veți putea avea porții foarte mari de peste un kg de mâncare la fiecare masă și veți putea slăbi. Spanacul are foarte puține calorii, are 25 de calorii pe 100 de grame. Iar dacă mâncați un kilogram de spanac, nu puteți să vă îngrășați, pentru că luați decât 250 de calorii. Începe și la cuțite urșilor și avem aici desertul după masă. Ia uitați, avem o banană și două portocale. Foarte dulci portocalele astea, v-am spus, sunt extraordinar de dulci, nu vine să cred la de la cineva, care vine pe la Călimănești și sunt foarte, foarte bune, sunt extraordinar de bune. După cum vedeți, mie nu mi este frică de fructe, nu mi-este frică de fructoză, pentru că fructele au foarte puține calorii. Într-adevăr, bananele sunt unele din fructele care au cele mai multe calorii, dar îmi plac foarte mult, așa că voi mânca o banană. Iar portocalele au 50 de calorii pe grame înțelegeți? Căutați pe Google calorii portocale, calorii banane, calorii kiwi, calorii ce vreți voi, ce fructe mâncați și veți vedea cât de puține calorii au. Bananele au 90 de kilocalorii pe 100 de grame, astea sunt unele din cele mai bogate în calorii fructe, dar nu este nicio problemă, pentru că sunt foarte sănătoase oricum, vă ajută să vă mențineți poftile de dulce sub control, au foarte multe vitamine și minerale, au foarte puține calorii în comparație cu alte deserturi, cu dulciuri, cu torturi, cu alt fel de porcării, așa că vă recomand din suflet să mâncați cât mai multe fructe, să le înlocuiți cu deserturi, să le băgați printre mese, să le consumați când vreți voi, dimineața, seara, după masă, înainte de masă, între mese, nu contează. Important este să consumați foarte multe fructe pentru că vă ajută să fiți și sănătoși, nu numai să slăbiți. Este foarte important. Pentru mine sănătatea este foarte importantă. S-a făcut ora 11 urși mei și avem aici un rând de prăjitură cu brânză dulce și stafide. Brânza dulce este foarte bună pentru că are puține calorii și are foarte multe proteine. Noapte bună vă urez tuturor, mare și ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm. Neața lor. astăzi am reușit să mă trezesc mai de dimineață, este ora 9, m-am dus direct, mi-am făcut o pizza, este la cuptor acum pizza, iar între timp am făcut această cafea, pe care o îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță și voi mânca două lingurițe de păstură. Imediat se va face și pizza și o să vă arăt cum a ieșit. Abia aștept să mănânc și păstura asta, să mănânc și pizza pentru că v-am zis mi este foame. Iar nu știu ce am avut, am mâncat foarte puțin, n-am avut poftă de mâncare, însă astăzi m-am trezit de dimineață și m-am trezit cu foame și este extraordinar. Presim că va fi o zi bună, voi merge și la vaccin, voi încerca să fac și două ore de mers pe aici prin curte, să-mi fac exercițiile cardio, să ard peste 500 de calorii și să slăbesc, bineînțeles. S-a făcut ora nouă jumătate, tocmai ce am scos pizza de la cuptor. Ia uitați urșilor cât de bine arată. Avem 4 feliuțe de pâine din asta pătrățoasă, toast. De data asta am pus 4 feliuțe de cașcaval, am pus foarte multe legume, pentru că avem nevoie și de micronutrienți și de vitamine. Avem și proteină pentru că am pus 100 grame de mușchi sub cașcavalul acesta. Și avem o masă copioasă pentru micul dejun. Se face foarte simplu, se face în casă și este extraordinar de bună. Plecăm la Vâlcea Urșilor, ia uitați ce vreme frumoasă este și avem aici o comandă de livrat la domiciliul clientului. Avem trei borcane de miere polifloră, o miere premium extraordinar de bună, 3 kg pe care le livrez direct la domiciliul clientului. Dacă doriți și voi să comandați și nu sunteți din cu Vâlcea, puteți face o comandă pe site-ul nostru www.mieretvo.ro și veți primi cea mai bună miere din țară la cele mai mici prețuri. Aveți acolo 10 de reduceri plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. V-am pupat, o zi frumoasă tuturor! Am făcut vaccinul! prima doză. Hai să mergem acasă pentru că mă simt foarte, foarte bine. N-am avut nicio reacție adversă. A fost totul super bine. Și acum haideți să mergem acasă urșilor să mâncăm ceva, pentru că mi s-a făcut foame. Este ora 3. S-a făcut ora 4 ori și lor m-a ținut foarte bine pizzaia până acum, iar șeful bucătar nu mi-a gătit nimic, așa că o să mănânc niște șorici. Mi-am făcut aici un platou așa rece, cu niște mușchi din ăsta de porc afumat. Ia uita și bine arată mușchiul. Mușchiul este foarte bun, după farfuria asta, mușchiul, muștarul și cu ceapa. Șoriciul și cu Jumările acestea nu sunt atât de bune pentru că au foarte multe grăsimi și foarte multe calorii, dar mi-a fost poftă, ne-a adus cineva și am vrut să mănânc. Voi mânca cu două fiuți de pâine, din asta neagră, de velpitar. Și pentru că nu mă voi sătura din platouașul ăsta, vă dați seama, o să mănânc aici 500 de grame de căpșuni. Căpșunile au foarte puține calorii, au 30 de calorii pe 100 de grame și mai avem două banane, încă vreo 200 grame de banane. Deci aici avem vreo 700 grame de fructe pe care le voi mânca după masă ca un desert. Avem foarte multe vitamine, foarte multe minerale, foarte puține calorii și un volum foarte mare pentru a ne umple. Iar ce avem aici sunt mai mult proteine cu grăsimi și pentru că nu avem legume la masa asta în afară de ceapă, trebuie să compensăm cu fructe, da? Aceasta este masa mea de la ora 4. Să vedem ce o să gătească șeful bucătar până de pentru că vreau să mai schimbăm puțin meniul. I-am zis să facă ceva la cuptor, așa, niște cartofi, niște pulpițe de pui, dar vom vedea la următoarea masă. Wow, nu aveți idee cât de bun e ăsta, cât de moale este. E fantastic, se topește în gură, efectiv. S-a făcut ora 8 și un pic urșilor și mi s-a făcut foame. Ia uitați ce avem la cină. Mamă, mamă, ce bine miroase. A pus și niște usturoi din ăsta pe aici. S-a -a copt așa, a miroase extraordinar de bine. Avem pulpe de pui. Nu am mâncat de foarte mult timp pui. Sunt fără piele, pentru că am mâncat destul de multe grăsime astăzi. Și... Am scos pielea de pele. Pe să vedem, să ne punem aici câteva pulpe. Cred că 3 sunt suficiente. O facui pasta joc. O <laughs> la să punem și niște cartofi din ăștia. Ok, cam așa arată farfuria mea. Avem trei pulpițe, avem niște cartofi din ăștia. O să mâncăm cu salată de sfeclă, adică cu sfeclă în oțet. Și aici avem niște tzatziki de la Lidl. Ia să vedem noi câte calorii are tzatziki ăsta. Are 106 calorii pe 100 de grame. Dar noi nu o să mâncăm 100 de grame, o să mâncăm vreo 20-30 de grame, da? Îl am de o săptămână și ceva în frigider. Să vedem dacă mai fi bun. Ia să vedem cum arată. Aoleu, e cam apus așa. Nu-i fi bun? O să punem așa un pic. Deci asta este masa mea urșilor, a treia masă, la ora 8. Poftă bună vă doresc tuturor. Vai ce bunie nu vă pot explica. Este extraordinară combinația asta. Iar în tavă să știți că nu s-a pus deloc ulei. Am îndepărtat și pierea, v-am zis, pentru că am mâncat suficient de grăsime astăzi. Și totuși este extraordinar de bună. Deci au fost prea bun cartofii ăștia. Mi-a revenit apetitul urșilor. O să mai impun niște cartofi. Ia să vedem. Ultimele zile, v-am zis, nu prea am avut apetit, așa, nu știu ce s-a întâmplat. Dar astăzi, simt că pot să mănânc foarte mult. Probabil m-am săturat de mâncările alea. De spanac, de ce mâncam eu. Și de asta, nu mai aveam așa poftă de mâncare. Uite, a scos cartofi, am pus aici. Super bun. Urșilor, s-a făcut ora 12, nu prea mi este foame, pentru că am mâncat foarte bine astăzi, dar vreau să iau și a patra masă înainte de somn. Avem aici un baton de caramel sărat cu caju. Este un baton proteic cu 20 de grame de proteină, pentru că am nevoie de o servire de proteină înainte de somn. Are 200 de calorii iar aici avem o banană. Bună dimineața, urșilor! Începem ziua cu o cafeluță pe care o să îndulcesc o linguriță de rapiță generoasă. Am atât îmi pun, pentru că îmi place cafeaua dulce și pentru că mierea este foarte bună. Bineînțeles, voi consuma și o linguriță de pastură, Puteți consuma și două lingurițe, nu este nicio problemă, da? Sunt produse naturale, sunt foarte bune, nu vă vor face nimic rău. Mă doare puțin numărul unde mi-am făcut vaccinul, adică simt așa ca o febră musculară la umăr. Nu este nimic grav, nimic alarmant, nu mi s-a umflat, nu am alte probleme. Și au făcut și părinții mei vaccinul, și vărul meu, și bătușile mele, și unchii mei. La fel au simțit și ei, au simțit ca o febră musculară, zona în care a fost introdus acul, așa că este ceva normal, nu mă panichez. Însă mă panichez un pic pentru că afară plouă și nu știu cum o să mai fac eu exercițiile fizice astăzi. Astăzi ar putea să facem o pauză, să filmăm un clip pentru voi cu 10 sfaturi pentru a face o transformare corporală. Deși îmi doream să fie frumos afară, să pot face măcar 10.000 de pași și astăzi pentru că mișcarea este foarte importantă. Mersul pe jos este foarte, foarte bun pentru a stăbi, pentru a fi într-un deficit caloric. S-a făcut ora 11 urșilor și mi s-a făcut foame pentru că m-am trezit de la ora 9. Ia uitați aici ce a făcut mai mea. A făcut o pizza pentru că a făcut niște plăcinte și a mai rămas niște blat, niște cocă. Este pizza normală aceasta cu cocă dar o să mănânc și eu două feliuțe pentru că mi-este poftă și am multă treabă astăzi, trebuie să lucrez la un clip, așa că nu mai stau să-mi fac eu pizza mea de dietă. Nu este mai bună pizza mea decât aceasta, fără lipsă de modestie. Aceasta are și mai multe calorii și sincer nu mi se pare cine știe ce. Îmi place mai mult pizza de dietă pe care o fac eu cu pâine. S-a făcut ora 1, n-au trecut decât 2 ore de când am mâncat pizza aceea, dar mi s-a făcut iarăși foame. O să mănânc acum un baton din ăsta proteic. S-a făcut ora 5, voi mânca acum o ciorbiță din asta fără pâine. Am făcut mai mi-a astăzi o ciorbă proaspătă de Dragoavei cu o afumătură. Arată superb. Ia uitați că o bucată de carne, bine, este foarte mult os, dar este carne din asta afumată de porc, care îmi place mie foarte mult. Avem aici foarte multe legume, este foarte slabă ciorba asta, nu are ulei adăugat. Îmi plac foarte mult ciorbele, îmi plac foarte mult mâncărurile astea tradiționale și sunt foarte bune pentru că au destul de puține calorii. Majoritatea calorilor le iau de aici din carnea asta pentru că mai are și grăsime. Nu este cea mai slabă carne posibilă, dar asta este. Avem foarte mulți micronutrienți, vitamine, minerale, ia uitați aici. Avem legume foarte multe. Poftă bună, vă doresc tuturor. Ia uitați urșilor al treilea pepene pe anul acesta. Are pata asta galbenă, sper să fie bun. Este luat-o din Carrefour, 10 lei kilogramul. Haideti să vedem cum arată. Sunt curios. Mă mai ca în cu el. Are coaja foarte luminoasă. Uite, are și astea ungile astea așa pe el. Dar n-a părit. Nu părit asta. E alt model. Până acum n-am luat din asta negru. Dar nu mai dește negri erau. Până acum erau mai deschiși aia care i-am cumpărat. Ultimul a fost foarte bun. Da, uite, al doilea. Al doilea a fost super. Am că curios, destul. Las cuțitul jos. Oh, eu credeam că e nefăcut și când colo e aproape trecut. Bine, nu e trecut, numai că nu e așa... Așa suculent, se pare. E mai zaharisit așa, după cum arată. Dar arată bine. Nu e stricat, nu e... Crud, ca să zic așa. Măcar atât. Asta o să fie desertul meu. Ciorba aproape am terminat-o. O să iau sus uh, o grămadă de pepene. O să-mi dai mai mai vreo 2-3 felii. Vreo 5-600 de grame. Adică și o să mergem sus să savurez desertul în liniște la laptop. Am terminat ciorba urșilor. Am avut aici vreo 5-600 de grame de ciorbă cu totul carne. Și ia uitați aici ce mult pepene mi-am pus, extraordinar de mult. Castronul ăsta este mai mare decât cel de ciorbă, deci cred că avem aici vreo 6-700 grame de pepene. În total avem peste 1 kg de mâncare și la masa asta. Îmi permit să mănânc atât de mult pentru că acestea sunt mâncăruri foarte slabe în calorii, conțin foarte multă apă, care nu are calorii deloc. Ciorba conține foarte multă apă, conține foarte multe legume, care la fel au foarte puține calorii, pentru că și ele conțin foarte multă apă. Avem fructe, pepene, 30 de calorii pe 100 de grame, are atât de puține calorii, tocmai pentru că și el conține foarte multă apă și apa, v-am zis, nu are calorii. Și de aceea am permis să am mese atât de mari, pentru că mănânc lucruri care au foarte puține calorii, adică fructe și legume, și de aceea sunt sănătos, pentru că au foarte multe vitamine, minerale, avem toți micronutrienții, nu avem carențe de absolut nimic în corp și suntem puternici și putem avea o activitate fizică îndelungată în fiecare zi, de câte o oră, două de sport. Bine, săptămâna asta m-am cam lenevit. Săptămâna trecută am tras mult mai tare, vom vedea la sfârșitul săptămânii dacă mai reușesc să slăbesc. S-a făcut ora 8 și doar în seara asta avem același meniu pentru că mi-a plăcut foarte mult. Ia să vedem aici niște pulpițe. Să punem câteva pulpițe. Asta s-au mai bine decât pe de seară. Tot așa punem trei pulpițe, care sunt suficiente. Sunt fără îngrăsime. Am dat pielea jos de pe ele. Ia să vedem să luăm și câțiva cartofi. Mamă, cu sturoi, doamne, cum miroase. Miroase super bine. Cartofii au vreo 85-87 de calorii pe 100 de grame. Pulpițele de pui 100 și ceva de calorii. O să mănânc fără pâine. N-am mai pus uleiuri deloc, ulei adăugat sau ceva, aici avem uh, sfeclă murată, cam așa arată porția mea, urșilor, poftă bună, vă doresc tuturor! S-a făcut ora 9, urșilor, și avem aici un desert minunat, pentru că a venit mătușica mea pe la mine și cu unchiul meu și mi-a adus o plăcintă cu mere. Ia să vedem cât de bună este, încă mai este puțin călduță. O duș mea pune multă scorțișoară în plăcintă și sigur e și foarte bună. Ia să vedem cum e. Mm -hmm. Da, exact cum băniam. Foarte bună. Foarte, foarte bună. Dar probabil are și multe calorii. Bine, nu de la mere, că merele au puține calorii, dar este făcută cu zahăr. Avem aici coca asta, na. Da. Are și a calorii, are grăsimi, dar asta este urșilor. Mm -hmm. Pofta e prea mare. Ha să mă pot abține. N-am cum să mă abțin. Vom vedea dacă mai reușim să slăbim și săptămâna asta. Dacă nu reușim, a ai... e. Mai avem timp până la vară. Am devorat-o urșilor în 3 minute, a dispărut de pe farfurie plăcinta. Și știți care este culmea culmilor? Că a făcut și maică-mea astăzi plăcintă, tot cu mere, și din aia n-am mâncat, m-am abținut, n-am gustat. Dar din plăcinta asta, în și mea, n-am putut să mă abțin, pentru că știu că o face foarte bună. Pune mai multă scorțișoară, nu știu. Și foile sunt altfel, alu mai că mai sunt mai moi, sunt mai catifelate, astea sunt mai uh, crocante, așa un pic, mai tari, nu știu cum să vă zic. Diferă un pic rețeta și asta vreau să vă spun, că am făcut și mai că mea o tavă de plăcintă cu mere chiar astăzi, dar din aia n-am mâncat, în schimb din asta am mâncat-o pe toată, adică toată, porția pe care mi-am pus-o normal. Neața și mie. este ora 9 astăzi, m-am trezit foarte, foarte înfometat. Aseară am adormit destul de vreme. și ultima masă m-am avut-o la ora 9, deci au trecut 12 ore de la ultima masă și mi-am pregătit aici un platouaș până s-a fiert apa pentru cafea. Haideți să punem și o linguriță de miere în cafea, să o îndulcim. O să mai mănânc și o linguriță de păstură. Am dat și miere pe lângă, a căzut produsele apicole sunt lipsite din alimentația mea, bineînțeles, dar pentru că mi-este foame, până s-a fiert apa de cafea, am zis, am fost jos să-mi pregătesc ceva de mâncare și am văzut în frigider o grămadă de bunătăți, așa că avem aici o filiță de pâine, avem câteva roșii cherry o jumătate de ceapă roșie, 4 jumări, două bucățele de cașcaval de horezu, este asemănător cu parmezan, este un cașcaval foarte sărat și tare, așa. Avem un nou fiert, mai că mai tocmai fierbea o pentru că se pregăteau să plece la un eveniment, la un târg apicol la Buzău, așa că voi rămâne singur de astăzi. Avem aici patru felii de mușchi afumat, un cărnăcior din ăsta făcut de părinții mei de casă, prăjit și niște șorici. Arată super bine platoul ăsta, abia aștept să mănânc. Avem multe calorii aici, avem și multe grăsimi, dar asta este. O să de mai multe calorii zilele astea pentru că am văzut că se va face frumos afară. Vor fi 15-16 grade și o să merg mult mai mult pe jos prin curte în zilele care vor urma. Cam asta este prima masă pe ziua de astăzi, urșilor. Mă bag să mănânc pentru că mi-este foame și apoi să-mi savuresc cafeaua și să mănânc o linguriță de păstură. Poftă bună, vă doresc tuturor! Orșilor, mi-am făcut aici un suc de cătină cu apă minerală și cu suplimentul meu, pulpa de cătină cu miere, concentratul nostru, pentru că săptămâna asta am fost cam de am uh, făcut foarte puțin sport, am uitat să beau și cătina, am fost așa mai fără vlagă și nu deam seama de ce. Ei bine, astăzi vreau să recuperăm, vreau să fac minim două ore de antrenament, vreau să fac flotări, vreau să fac genoflexiuni, vreau să fac mult cardio și să mai ardem din caloriile astea consumate pentru că a văzut am mâncat foarte multe grăsimi. Am fost cam de lăsător săptămâna aceasta și cu dieta și cu sportul și nu este bine. Mai avem ceva până să ne atingem obiectivul. Dar asta nu înseamnă că este un capă de lume, asta nu înseamnă că nu putem mânca tot ceea ce ne dorim când suntem la dietă. În dieta mea puteți mânca absolut orice vreți voi urșilor, dar țineți cont că dacă alimentele sunt mai bogate în calorii, trebuie să mâncați mai puțin și mai rar, iar dacă alimentele sunt mai slabe în calorii, trebuie să mâncați cât mai multe, să vă umple stomacul, și să fie întotdeauna un echilibru între alimentele bogate în calorii și alimentele slabe în calorii. S-a făcut ora 3 urșilor și tocmai ce am terminat 3 ore de mers, de exerciții, flotări, fandări, bicicletă, mers pe aici prin curte, am făcut 3 ore în care am ars aproximativ 900-1000 de calorii. Este fantastic, Practic am ars toată masa pe care am avut-o dimineața la ora 9, pentru că a fost foarte bogată în calorii, foarte bogată în grăsimi și estimez că a avut undeva la 8 de calorii toată masa aceea. Și pot spune că am ars toate calorile de la prima masă, mi-am umplut aici un bol cu varză, pentru că varza are foarte puține calorii. Să mă umplu, trebuie neapărat să mănânc cu o cantitate mare, pentru că mi s-a făcut foarte foame. Ai mei plecat la Buzău, la un târg, la un eveniment, este primul eveniment la care participăm în ultimii 2 ani pentru că nu au mai fost evenimente de genul acesta. Am rămas singura acasă, avem aici varză făcută de ieri, varză foarte bună, proaspătă, nu are ulei, are doar grăsime de la cărnița asta, de la cărnați, sunt cărnați făcut de, făcuți de părinții mei, ia uita, și ce bine arată, avem și carne afumată, avem foarte multă cărniță pe aici pe la fund, ce să vă zic, este plină de proteină, dar varza are decât 30 de calorii pe 100 de grame. Economisim foarte multe calorii cu varza aceasta. Am pus foarte mulți ardeiuți, niște oțet pentru că îmi plac foarte mult. O să mănânc toată masa asta cu două feliuțe de pâine de secară. Și aici avem desertul pe care o să-l iau sus la mine la laptop, după ce termin de mâncat. Avem jumătate de kilogram de căpșuni. Mi-a pregătit mai mai înainte să plece, mi-a curățat frumos, mi-a tăiat, mi-a pus în caserole, mi-a tăiat și pepenele, mi-a pus în caserole, mi-a făcut și o prăjitură din aceea cu brânzătul și stafide, o prăjitură nouă astăzi de dimineață. Mi-a făcut varză ieri, mi-a făcut ciorbă ieri, așa că o să avem zilele acestea ce mânca plus weekendul, nu o să murim de foame, o să fim pe aceeași traiectorie, pentru că sunt foarte motivat să slăbesc și săptămâna aceasta. După cum puteți vedea, am peste un kilogram de mâncare și la masa aceasta. Cred că tot castronul ăsta de varză are vreo 600 de grame, aici jumătate de kilogram, mai mănânc și două felii de pâine. Deci peste un kilogram de mâncare urșilor și nu mă stresesc că mă îngraș pentru că fac foarte multă mișcare, fac foarte mult sport și ard foarte multe calorii. Și bineînțeles, combin lucrurile care au multe calorii cu lucruri care sunt slabe în calorii. Întotdeauna trebuie să fie un echilibru, să mâncați foarte multe legume, foarte multe fructe, veți fi și sănătoși și veți și slăbi în același timp, da? Poftă bună vă doresc tuturor! S-a făcut ora 8 urșilor și mai avem aici 4 pulpițe de aseară de la cuptor. O să le mănânc cu niște sfecle din asta roșie. În ultimul timp am mâncat foarte multe sfecle din asta roșie, mi-a plăcut. Știi, adică îmi place foarte mult. Puteam să mai fac niște cartofi la cuptor, dar nu mai am niciun chef. Puteam să-mi fac tot așa niște ciuperci ca o garnitură, niște ciuperci la cuptor, sau tras la tigaie, dar nu simt nevoia, pur și simplu. Am să pun aici niște legume, niște sfeclă. Bine, puteam să pun și castraveți, puteam să fac și o salată, puteam să pun o grămadă de chestii lângă carnea asta de pui, da, lângă proteina asta. Iar ca desert avem 100 de grame de popcorn. Ia uitați cât bolul este aici. Este imens bolul ăsta. Și avem 100 de grame de popcorn care au în jur de 300, 300 și un pic de calorii, pentru că nu este popcorn cumpărat din comerț, este făcut în casă, fără ulei, cu puțină sare și are mai puțin decât acela din comerț pentru că acela are foarte multe grăsimi. Este un snack foarte bun față de chipsuri sau față de alte prostii din comerț. Are multe fibre, are și ceva proteine, așa că avem aici o grămadă de proteine la masă aceasta, fibre, avem și legume. O să mănânc fără pâine pentru că nu am nevoie. Poftă bună vă doresc tuturor! S-a făcut ora 11, iar pentru ultima masă mi-am pus aici niște prăjituri din asta cu brânză dulce și stafide. Și aici avem o budincă de la Alpro, vegană. Abia aștept să mai bagi ăștia la Lidl budinci. Am gustat-o nu cine știe ce, are 125 de grame, este mai mică decât cea de la Lidl și are 80 și ceva de calorii pe 100 de grame. Dar nu este la fel de bună cea de la Lidl. Nu știu câte grame de proteine o avea, dar oricum avem aici suficiente proteine de la brânza asta dulce, așa că nu fac probleme din punctul ăsta, de vedere. Asta este a patra masă pe ziua de astăzi, urșilor. Neața, urșilor! S-a făcut vineri, este ultima zi de antrenament. Mâine va fi cântarul oficial, așa că trebuie să ne antrenăm foarte tare și astăzi prin curte, pentru că salile sunt închise și am nevoie de foarte multă energie, așa că o să beau o cafea din asta mare, naturală, Jacobs, cum beau în fiecare zi de altfel, și o îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță, pentru că și mierea este foarte bună, ne dă foarte multă energie, pentru puține calorii, pentru 30 de calorii, cât are o linguriță, și pentru câte beneficii pentru viața noastră, pentru corpul omenesc, are mierea, este fantastic. Lângă mai mâncăm o linguriță de păstură, pentru că este un supliment apicol foarte bun pentru masa musculară, are 30% proteină, cea mai bună calitate, toți cei 9 aminoacizi esențiali, este un aliment complet, este un super aliment, la fel ca și mierea este bun pentru combaterea a 10 și sute de boli. După ce voi bea cafeaua, voi trece la treabă, voi face prima oră de cardio, pentru că vreau să încep de dimineață, vreau să fac și foarte mult cardio și astăzi vreo 3 ore, trebuie să recuperăm, afară este frumos, s-au dus ploile, și lucrul acesta mă bucură foarte tare și sunt foarte motivat și foarte ambiționat să slăbesc pentru că mâine trebuie să mă cântăresc urșilor. S-a făcut ora 1 urșilor, am terminat primul, prima sesiune de exerciții cardio, am făcut o jumate. Uitați cum arată bluza mea de training, este fleașcă, fleașcă. Este incredibil cât am reușit să transpir. Foarte, foarte udă este. Haideți să vă arăt și maieul. Am transpirat foarte mult, vreau să mai fac încă o oră jumate de cardio, dar acum trebuie să mâncăm. Ia uitați și mai eu cum e. Fleașcă! Fleașcă, fleașcă, fleașcă. Haideți să vedem ce pregătim de mâncare, că s-a făcut ora 1, s-a făcut foame. Trebuie să avem o servire de proteină pentru că s-a făcut târziu. Ok, pentru prima masă am pregătit aici niște varză, am încălzit-o. Pentru că mi s-a părut mai simplu, am vrut să fac o pizza, dar m-am lăsat pe gubaș, poate îmi fac de seară sau în weekend, voi vedea eu. Mi-a lăsat mai mea varză și mi-a fost mult mai simplu să o încălzesc. Avem aici vreo 600 de grame de varză, cu multă cărniță din asta de porc slabă, cu niște cărnați de casă, destul de slab și ei au făcut părinții mei și nu prea au pus grăsime în ei. Am terminat și borcanul ăsta de ardei iuți. Astăzi nu mai avem așa mulți ardei ca ieri, Ia, uitați, sunt decât câțiva aici. O să mănânc totul cu două feliuțe de pâine din asta, de secară. Are și ea vreo 9 grame de proteină pe 100 de grame. Avem foarte multă proteină, avem varză care are foarte puține calorii și putem avea o masă mare să ne săturăm și apoi să ne odihnim puțin până ne apucăm de runda 2 de cardio, de mers. Pentru că vreau să fac și astăzi 3 ore de mers, să ard vreo 900 de calorii și să slăbim până mâine. E foarte bună varza asta urșilor și este făcută fără ulei. Să țineți minte să nu puneți ulei în mâncărurile gătite, sunt suficiente grăsimi din carne și nu vă trebuie ulei, credeți-mă. Astfel vor avea foarte puține calorii. Însă eu am terminat pâinea și vreau să mai iau o felie. Deci avem 3 fili de pâine la masa asta, dar nu este nicio problemă atât timp cât facem mult sport, mult cardio, vom arde foarte multe calorii și nu fac griji că mă voi îngrășa. Iar aici avem cola zero, după cum vedeți mai beau și sucuri cu zero calorii, da? Ok urșilor, am făcut o pauză de o oră și am observat ieri că am avut foarte multă energie și de aceea am putut să fac 3 ore de antrenament. Așa că voi consuma și astăzi pulpa de cătină cu miere premium. Zilele trecute nu am consumat și nu știam de ce nu am vlog așa și de ce nu am chef să fac mișcare. Pentru că n-am mai consumat cătină. Vedeți când ne-am pus în pahar. Acum o să punem apă minerală pentru că așa îmi place mie. Sunt foarte fericit pentru că am vorbit și cu părinții mei. Uh, ei sunt la Buzău, merge extraordinar de bine târgu, au avut foarte mulți clienți, e posibil să rămână fără marfă. Am postat și pe Instagram pentru că mi-a trimis tag -mi poze și dacă vreți să ne urmăriți, puteți să o faceți pe Instagram la Miere TV și pe Facebook, tot la Miere TV. S-a făcut ora 4 urșilor, am terminat antrenamentele și vreau să mă hidratez acum pentru că am transpirat foarte mult. Ia uitați ce avem aici. Vreo 700 grame de pepene, abia aștept să mănânc, Pepene are foarte puține calorii, are un conținut de peste 90% apă și are undeva la 30 de calorii pe 100 grame, adică putem să mâncăm un kil și luăm decât 300 de calorii, bine aici nu este chiar un kilogram. Adică nu știu, habar n-am, că nu-mi cântărez mâncarea, știți bine. Dar este suficient, este o caserolă mare, este foarte mult. Până se umple cada, o să mănânc pe penele asta și apoi ne vedem la următoarea masă. S-a făcut ora șapte urșilor și îmi fac o pizza. Avem foarte multe legume aici. Avem pâine în loc de blat. Aici avem niște mușchiuleți, l-am tăiat așa feliuțe. Ia uitați ce bine arată mușchiul ăsta. Este din acela de la țărani, a fumat din piață. Este extraordinar. Arată extraordinar de bine. Nu am mai făcut niciodată pizza cu el, dar probabil că e un pic mai atsos, așa mai tăios, pentru că nu poți să-l tai atât de fin cum este mușchiul acela de la Lidl. Așa că l-am tăiat, am încercat să-l tai cu bulețe, dar până la urmă nu l-am mai tăiat chiar cu bulețe. Hai să, să punem aici peste pizza. Apoi o băgăm la cuptor și 20 de minute mai târziu pizza este servită urșilor. Ia uitați cât de bine arată. Am pus multă ceapă pentru că mie mi îmi place foarte mult cu ceapă. Avem proteine, avem de toate. Carbohidrați, legume, vitamine, minerale, fibre, grăsimi, absolut tot. Am pus și spanac pe sub. Nu prea se vede că l-am acoperit. Este extraordinară această pizza și aveți rețeta pe canalul meu de YouTube. Adică pe acest canal, dacă vreți să o vedeți, este foarte bună, se face foarte repede, în 5 minute. Și este delicioasă, este mai bună decât o pizza din magazin. Poftă bună, vă doresc tuturor! De data asta nu mai am răbdare să se răcească, să o tai și să o scot așa frumos felii. Așa că o să o cu furculița, vedeți? Direct de aici așa. Cam așa ceva. Uh -huh. păi este delicioasă. Oricum ai mânca o este fantastică. Foarte bune. Toate ingredientele sunt așa amestecate. Îi dau un gust foarte bun. Cel mai important lucru la o dietă este să mâncați multe fructe și legume. Nu mă interesează cum mâncați legumele, că le faceți la cuptor că le puneți peste o pizza, că le mâncați cu două felii de pâine sau fără pâine deloc, că le fierbeți, că le trageți la tigaie fără ulei. Toate lucrurile acestea nu contează. Încercați să folosiți cât mai puține grăsimi și să mâncați cât mai multe fructe și legume, da? Mesele pe care vi le prezint eu, fraților, nu se pot numi o dietă. Este mai mult un stil de viață. Trebuie să învățați și să încercați să mâncați mai sănătos. Și vă veți simți mai bine, veți arăta mai bine, veți fi mai sănătoși și nu trebuie să vă abțineți de la niciun aliment. Puteți mânca orice mâncare doriți voi până la urmă. Important este să aveți o proporție bună între alimentele sănătoase și alimentele mai nesănătoase, o proporție bună între alimentele cu puține calorii și cele cu multe calorii și veți slăbi, vă veți simți foarte bine, veți fi sănătoși, nici măcar nu veți simți că sunteți la dietă. Mm. Foarte bun. Gata, vă las, să termin asta. S-a făcut ora 11 pe urșilor și nu mi este foame absolut deloc. Așa că ultima masă o să fie, de fapt, o gustare, o servire de 20 de grame de proteină, adică un baton din ăsta proteic. Și apoi mă bala som, așa că o să ne vedem mâine cu cântarul oficial să vedem câte kilograme am, să vedem dacă am reușit să slăbești săptămâna aceasta. Vă urez noapte bună tuturor! Ok, urșilor, s-a terminat săptămâna 14. Haideți să vedem, a venit momentul adevărului, trebuie să ne cântărim, să vedem câte kilograme avem. Am reușit oare să slăbesc a 14-a săptămână consecutivă, ia să vedem. oh, da, 107,3, mamă, cât de bine! Wow, am slăbit și săptămâna aceasta, urșilor. Haideți încă o dată să vedem. Nu mai știu cât am avut săptămâna trecută, 107,6 sau ceva de genul. Mama arătați și virgulă 1. Deci, 107,3. Hai și-a treia Ia 107,1. Dar nu-i nimic, o să trecem 107,3. Haideți să mergem sus, să notăm pe foaia mea și să facem sfârșitul acestui clip. Ok, urșilor, am scris aici 107,3 în săptămâna 14. Este un rezultat bun, sunt 300 de grame față de săptămâna trecută. Acum 2 ani, pe 7 ianuarie 2019, am plecat de la 146 de kg. Deci mai avem un kilogram și ajungem la 40 de kilograme slăbite. Am mai ajuns odată la 40 de kilograme slăbite anul trecut în toamnă, în sezonul 3 din Oto Slăbește, dar atunci am fost mult mai infometat decât sunt în perioada aceasta. Am fost mult mai restrictiv și lucrul acesta nu este bun, pentru că în iarnă, în 2-3 luni, m-am îngrășat până la 121 de kilograme, însă acum încercăm să ajungem la 96 de kg, să fie 50 de kg slăbite și după cum merg lucrurile avem șanse foarte mari. Dacă vreți să vedeți toate clipurile, de pe 7 ianuarie 2019 de când m-am apucat de slăbit la 146 de kg le găsiți în seria Oto Slăbește de pe acest canal. Orșilor a fost o săptămână foarte bună și aceasta este a 14-a săptămână consecutivă în care reușesc să slăbesc. Este incredibil. În nicio perioadă de slăbit nu am mai reușit performanța aceasta și mănânc tot ce îmi doresc, mănânc foarte mult, am o proporție foarte bună între alimentele care sunt interzise la dietă, alimentele care au mai multe calorii și bineînțeles alimentele care au mai puține calorii, fac foarte mult sport, deși sările sunt închise, nu mai mă culpe pe o ureche, încerc să merg, încerc să fac cardio la intensitate joasă pentru că este foarte bun. Ați văzut, n-am avut cele mai corecte mese, am mâncat absolut tot ce am vrut eu, am mâncat și jumări, am mâncat și orici, mănânc pâine, mănânc prăjituri, mănânc absolut orice îmi doresc. Și cu toate astea slăbesc, cu toate astea am mese mari. Mă simt mereu full, nu fac foamea cum am făcut în alte perioade de slăbit. M-am făcut acum 2 ani când am început acest vlog și am slăbit 15 kg în prima lună. Nu este deloc bine să aveți o abordare de genul acesta. Este foarte bine să puteți mânca tot ce vă doriți, să stați cu caloriile cât mai sus pe o perioadă cât mai lungă de timp, nu să faceți crash diet să mâncați foarte puțin sau mai rău de atât să aveți zile în care nu mâncați deloc. Astea sunt niște greșeli foarte, foarte mari, dar pe care le vom discuta în alt clip. Voi face un alt clip separat despre crash diet, despre dietele de 1000-1300 de calorii, pentru că sunt foarte, foarte nocive și vă fometați foarte tare, vă restricționați foarte mult și numărul de calorii și alimentele pe care le consumați, iar apoi veți da iama în o grămadă de alimente interzise, nu vă veți mai putea opri, veți renunța la dietă și veți acumula toate kilogramele slăbite plus bonus. Și veți fi toată viața la dietă, veți mânca foarte multe calorii, vă veți îngrășa, veți slăbi după aia foarte repede, foarte mult, vă veți restricționa foarte mult, după care iar nu mai puteți, iar veți mânca foarte multe prostii, foarte multe calorii, iar vă veți îngrășa și tot așa și o să faceți yo-yo diet. O se intervina a quel effetto di yo-yo și o să stați toată viața, ba grași, ba slab, și nu este deloc bine nici pentru sănătate. Mesele pe care le am eu și pe care vi le prezint pe acest canal, nici nu putem numi a fi dietă, este mai mult un stil de viață, este un lucru sustenabil în timp, un lucru pe care putem să-l facem toată viața și să fim mereu sănătoși, să arătăm mereu la fel, să nu avem fluctuații foarte mari de greutate. Sunt foarte fericit pentru că mi-am găsit un ritm, mi-am găsit un stil de viață, o dietă foarte, foarte bună. Mi-am găsit un echilibru în sfârșit, pentru că toată viața am avut de-a face cu asemenea fluctuații pe care sunt convins că le aveți și voi. Ba slăbeam, ba mă îngrășam, ba eram prea înfometat, ba mâncam până îmi venea să vomit, mai puteam să mă opresc din mâncat. Și în sfârșit mi-am găsit un echilibru, fraților, mi-am găsit un echilibru între mâncărurile sănătoase, mâncărurile care au puține calorii, cum sunt fructele, cum sunt legumele. Nu mai mă abțin nici de la dulciuri, mănânc foarte multe dulciuri, dar dulciuri cu proteine, cu foarte puțin zahăr sau chiar zahăr deloc. Consum foarte multe produse apicole, consum miere, păstură, care mă ajută cu masa musculară. Mierea mă ajută să-mi țin poftele de dulce sub control și este fantastic. Sunt sănătos, reușesc să fac sport, mă simt foarte bine, atât fizic cât și psihic. Nu mai las să treacă nicio zi acum fără să fac măcar o oră de mers pe jos, o oră de activitate activitate fizică pentru că este foarte foarte importantă activitatea fizică și sper că vă motivez și pe voi să aveți o viață mai sănătoasă, să aveți un echilibru, să vă găsiți echilibrul. Sper că învățați o grămadă de lucruri de la mine. Iar dacă sunteți curios să vedeți ce o să mai fac și săptămâna viitoare, săptămâna 15, dacă mai reușesc să slăbesc sau nu, dacă sunteți curios ce o să mai mănânc săptămâna viitoare, nu uitați să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări pentru a fi primii care vedeți clipurile mele. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la MIRTV TV pentru că acolo postez mult mai des. Dacă v-a plăcut acest clip și vreți să mă susțineți, nu uitați de un like și un comentariu pe mi-a ajutat foarte mult cu algoritmul YouTube-ului, astfel clipurile mele vor ajunge la mai multe persoane, vor fi recomandate de YouTube și vor vedea mai multe persoane clipurile mele și se vor motiva și ei să aibă o viață mai sănătoasă, să slăbească și să pună niște masă musculară pe ei. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar și să vă susțineți și voi corpurile și nu aveți de unde să cumpărați produse apicole de calitate, produse foarte, foarte bune, intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, aveți zeci de reduceri la zeci de produse, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am Ei, hey, hey, La bala muta, deci mai bine de 40 facut să te fac să vezi mai mult decât vezi și crezi Că dacă te pun să zici, dacă tu ești, tu ai ce E oare de ajuns să e oare de ajuns ce e Am cunoscut adevărat răutatea Mii de măști se ascundă una alta, da, prea real să fiu actor Am trecut pe lângă moarte Am sfidat o zi și noapte Am făcut 8 din 7 Când fără șanse am oprit tot un loc Și am făcut cum am făcut Paradis din bloc 8 zile din 7 inventez sărbători Dar și azi îți trimit șeful să îmi ia țigări Fungi.